Am întâlnit unul dintre interlopii de temut ai Galațiului. Numai cât se pomenea numele lui, deja oamenii intrau în panică. M-a provocat odată și m-a provocat destul de urât niște cuvinte foarte, foarte grele, înjurături foarte grele. M-am uitat la el, m-a uitat la ușă, Doamne, ce fac? Nici asta n-ar fi fost, dar el a venit să mă lovească. Fulger mi-a trecut, Doamne, zic, nu, ce să fac, Doamne, mă iau la trântă cu ăsta. Vă rog să mă credeți, acum eram... Zic, Doamne, deci n-am ce să fac dacă îl văd că cu tremur, deci trebuie să... N-aveam, din instinct. Și când a venit să mă lovească, atunci instinctul de... Am făcut o eschivă și mă bucur că nu i-am dat în barbă. L-am lovit în ficat și închipuiți-vă că... Frate Vasile, bine ai venit în emisiunea noastră. O să începem direct așa în tonul ăsta, să zicem, cu salutul. Marcel, bine ai venit, fii binecuvântat. Asta n-am zis niciodată la emisiunea noastră, da, știi? Mulțumesc, mă simt flatat. Acum, de când ai urcat în poziție, trebuie să te tratezi. Tăiați, corect. N-o să tăiai nimic. Marcel, bine ai venit, Samaria, bine ai venit și tu. Am crezut că am zis și eu undeva în poziție, dar nu, eu cred că nu m-am coborât, știi? Da, fiți cu coborârea. Da. Emisiunea de astăzi vrem să facem cu tine, frate Vasile, pentru că trebuie să recunosc că ani de zile, eu am fost uimit de mărturia pe care am auzit-o, fie prin biserici, fie pe internet, fie de la unii, fie de la alții. Bă, ați auzit de boxierul, de Vasile Tofan? Băi, omule, cum s-a întors la Dumnezeu, extraordinar, ce mărturie! Și adeseori eram curios să văd cum era, domnule, mărturia, să o ascult în direct, cu detaliu și așa mai departe, și m-am minunat de multe ori, parcă chiar dacă am fost de două, de trei ori, m-am minunat de fiecare dată de... E ca și cititul Bibliei, știi, când citești, tu mai citești, parcă iară mai găsești ceva nou. Ascultam cu interes, mai ales eram uimit adeseori de omul ăla din pușcărie, ăla. Era așa pentru mine ca un fel de om din film, nu știu, enigmaticul, știi cum se... Și astăzi, uite, ești aici, nu o să vreau să ne spui asta, în schimb, aș vrea să vorbim despre ceva ce faci. Că dacă Dumnezeu ți-a dus mântuirea acolo, am văzut că te-ai implicat în treaba asta și am urmărit într-o oarecare măsură activitatea de acolo. Așa că, înainte de a intra în discuția asta propriu-zis, aș vrea să le spui două cuvinte de introducere și de cunoaștere pentru cei care probabil că nu te cunosc, că mai sunt și deșteaptă. Posibil, nu cred, da, e posibil orice în lumea asta, să le spui două cuvinte despre tine și apoi probabil că o să intrăm în discuția asta. Ascultând ceea ce spui, ceea ce spuneai la început, merg prin multe biserici și am avut, nu o dată, de mai multe ori, surpriza când cel care mă invita insista incredibil, frate, mai spune mărturia ta, frate, dar e pe internet, e... O știu oameni, frate, atât ți-am mai rugat, e altceva să o spui live. Și de multe ori mergeam să spun mărturie. Acum am fost încurajat și de cuvântul Apostolului Pavel, unde le scrie filipenilor, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, vouă în schimb este de folos. Da. Întrebare la mărturia asta, apropo, dacă tu am deschis pe aici, pe zona asta. De fiecare dată când povestești, măcar că ea e repetitivă, eu mi-aduc aminte, spre exemplu, când ascultam o melodie, prima oară când ascultam și îmi plăcea, îmi ziceam, domnule, asta nu pleacă de la modă. Domnule, asta o să fie extraordinară. Acum vorbim de muzică creștină, bineînțeles, nu vorbim de altă muzică. Așa, și ziceam, domnule, o să-mi placă melodia asta toată viața. Și ascultând-o vreo 20 de ore, îți dai seama că, bă, parcă altceva aș fi vrut. Acum, întrebarea noastră e, mai creează o emoție în tine sau mai trăiești sentimentele pe care le trăiai și acum, după atâta vreme, când povestești, să zicem, mărturia pe care o ai? Poate pentru unii este greu de crezut, dar vă mărturisesc cu sinceritate că de fiecare dată când vorbesc despre întoarcerea mea la Dumnezeu, este ca și cum o fac pentru prima dată. Poate că au fost și dăți când, din pricina oboselii, nu prea a mers, dar... De fiecare dată când am ocazia să le spun oamenilor cum Dumnezeu mi-a schimbat viața, e ca și cum aș face pentru prima dată. Omul ăla din pușcărie la care te-ai convertit, să zicem așa, mai trăiește? Nu mai trăiește. Și o spun cu toată inima, pentru că
Am avut multe, multe. La început au fost ispite mari și una dintre ele era problema aceasta când mă deranja cineva. Și unde să te deranjezi cineva decât în trafic? Și mi-aduc aminte că în primii ani am făcut greșeli mari, până acolo încât odată m-am dat jos din mașină și l-am luat pe respectivul de guler și acolo m-am oprit. M-am oprit pentru că atunci am realizat, păi, ce fac? Dar el v-a cunoscut respectiv? Nu m-a cunoscut, clar că nu. Dacă m-a văzut când m-am dat jos din mașină, când se dă câte unul, când a rămas blocat. Când vezi pe o mașină așa mic, știi, și când se ridică... Am avut multe ispite, dar Dumnezeu mi-a dat biruință aici. Acum ridic o mână, chiar zâmbesc uneori. Ce a fost cel mai greu să depășiți după ce v-ați lăsat de box și v-ați pocăit? Ce a fost cel mai greu de depășit sau de lăsat, dacă e cuvântul ăsta? Să zici, mă, asta trebuie să le las, mi-e greu. Sau nu a fost nimic greu să... Ba, a fost greu și ca un om din lume, care... Eu n-am avut probleme cu băutura, cu țigara. În schimb, am avut probleme cu imoralitatea. Deci, eu n-am știut nimic de Dumnezeu până când am ajuns acolo în acea închisoare și imoralitatea era pentru mine... un păcat greu și aici a fost o luptă grozavă. Îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu și chiar povesteam cu cineva pe drum înainte să venim aici. Dumnezeu mi-a dat harul acesta să postesc acolo în acea închisoare unde mi-a schimbat Dumnezeu viața. Poate pentru unii este greu de crezut, dar un an de zile pe calendar, vineri, sâmbătă, duminică, nu mâncam și nu beam nimic. De ce? M-am rugat atât de mult lui Dumnezeu pentru că citind Noul Testament am văzut cât de grav este păcatul curvii. Am văzut cât de grav este. Am văzut, bineînțeles, și din istoria lui David, apoi Noul Testament și am strigat către Dumnezeu cu toată inima în acel penitenciar. Doamne, te rog, nu mă lăsa. Pentru că știam că aici este lupta. Eu am fost adeptul, nu mi-a plăcut băutura, fiind sport de performanță, țigara nu m-a interesat. Aici, bineînțeles, răspundeam foarte, foarte rapid când eram provocat. Aici au fost două lucruri cu care am avut mult de luptat, ani de zile. Dar, binecuvântat să fie Domnul care mi-a dat biruință. Eu, în țară, am avut și eu un prieten boxer. Bine, el avea mulți prieteni. Eu era unul dintre ei, probabil nici nu știu dacă îmi știa numele. Știți că pe lângă un boxer toți suntem prieteni, că numai faptul să-i spun, vă vezi că eu sunt prieten cu X-boxerul, deja ne simțeam protejați. Da. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, mai ales că ați fost boxer de performanță, cum au reacționat prietenii când ați ieșit din închisoare și dintr-o dată totul schimbat? Modul de viață, de gândire, de... absolut tot. Cum au reacționat ei, nu presiune. Deci erau foarte uimiți. Deci nu le venea să creadă că cel pe care el știau ca un om din lume, ca să nu mai zic altele, deodată ei au auzit că s-a pocăit. Adică numai la discotecă, deși nu prea mergeam eu la discotecă, dar când și când, numai cu anturajul, numai cu aia, erau foarte uimiți. Mi-aduc aminte că a fost o întâmplare așa amuzantă. M-am întâlnit cu un... era el șmecheraș mare pe acolo și m-a oprit, mă privea și a zis, bă, pot să te ating? Și eu mă uit la el și zic, dar de ce să mă atingi? Bă, zice, am auzit că ai devenit sfânt și nu știu dacă pot să te ating, a fost... Băia să-ți facă un pozul să te pună pe părete, să facă rugăciunea de noapte, știi? Doamne, Sfântul Vasile Tofan. V-au pus careva la încercare, sincer, să vă pună la încercare să vadă că sunteți pocăit cu adevărat. Din primul. Da, cu întorsul obrazului. Un singur incident am avut, incident pe care îl regret. Bineînțeles, poate 18-20 de ani, vesteam Evanghelia în închisori, deja începusem să merg în închisori și acolo am întâlnit unul dintre interlopii de temut ai Galațiului, numai cât se pomenea numele lui, deja oamenii intrau în panică. Am stat de vorbă cu el, l-am ajutat de mai multe ori. Când a ieșit în libertate, m-a provocat odată și m-a provocat destul de urât, niște cuvinte foarte, foarte grele, înjurături foarte grele și probabil că dacă eram singur, poate că plecam sau întorceam spatele.
dar era soția de față, erau alte rude și nici asta n-ar fi fost. Dar el a venit să mă lovească. Și când a venit să mă lovească, atunci instinctul de... am făcut o eschivă și mă bucur că nu i-am dat în barbă. Instinctul l-am de lovit. Petru, în grădina Ghețiman. Exact, exact, da. Adică l-am lovit în ficat și închipuiți-vă că a doua zi trebuia să plec la evanghelizare. Am fost, am plecat în casă și am plâns ca un copil, vă spun cu toată inima. Am vrut să pun mâna pe telefon, să-l sun pe cel care mă invitase și să-i spun clar că nu mai vin, nu mai puteam să mă duc. Dar ceva în inima mea, era și o distanță foarte mare, am fost invitat la Târgu Jiu, ceva mi-a spus că nu-i potrivit, că îl pun într-o situație foarte grea, adică pe cine invită pe altcineva, și am zis așa, mă duc, îl chem pe fratele care m-a invitat, păstor fiind, îi spun ceea ce s-a întâmplat, nu am nici cea mai mică pretenție, dacă îmi spune că nu mai pot predica, mă urc în mașină și vin, nu trebuie să-mi dea absolut nimic. Așa eram hotărât. M-am dus, i-am spus ceea ce s-a întâmplat și mi-aduc aminte un om înțelept. Ne-a dus într-o cameră, ne-am rugat și el mi-a dus aminte de ceea ce scrie Ioan, Apostolul Ioan 1:9, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios ca să ne ierte. Și mi-aduc aminte că încă o dată m-am rugat acolo și după ce ne-am ridicat a spus fratele, frate, cred cu toată inima că Dumnezeu va da o mare biruință la această evanghelizare. Pentru că nu la întâmplare cel rău a vrut să te oprească să mai vii. Și într-adevăr așa a fost, 20 de oameni. Și nu umflu, nu colorez, e adevăr ce vă spun, 20 de oameni în seara aceea au venit în față, ne-am rugat pentru ei. Ulterior, după câteva luni, fratele m-a sunat, mi-a spus că s-au și botezat și au rămas în biserică. Aole. Și a fost o biruință mare. Dar de atunci, acolo a fost singura ispită. De acolo am evitat, am fugit uneori, că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Impropriu spus că am fugit, dar am evitat. Da. Întrebare, zicem noi, de baraj. De unde sentimentul ăsta de... Mă duc la închisoare să vestesc Evanghelia. Că noi suntem toate tentați așa să facem și... Hai să o să fie un cuvânt aiurea, dar așa, de șmecherie. Prima oară, bă, le arăt acum la toți că m-am pocăit, mă duc mai exact între ei, domnule, și fac. Și... există tendința asta, cel puțin, domnule, când se pocăiește unul care a fost golan, prima oară se bagă între prietenii lui. Dacă a fost mandelist, se bagă între prietenii lui. Să le arată lor că el a devenit altceva. Acum, Sfântul, dacă te vorbi de pus mâna, dar o punere mâinilor, da. Și de unde chestiunea asta și cum ai simțit chemarea pentru treaba asta? Când am ajuns la Galați, după ce m-am botezat, după ce am început să frecventez, să merg la biserica respectivă unde m-am botezat, m-a contactat unul din foștii sportivi, fotbalist, Daniel Zafiris, nu știu dacă vă e cunoscut, da. Numele de la Iași, un bun sportiv, care s-a pocăit și lucra într-o asociație care vestea Evanghelia printre sportivi. Desigur, am răspuns invitației, m-am dus, dar în inima mea nu simțeam absolut nicio chemare pentru așa ceva. I-am și spus la un moment dat, el mi-a spus, păi, dar ai fost sportiv. Păi, am fost sportiv, este adevărat. Am fost printre sportivii marei României cu care am fost coleg, dar nu simt. Și cum s-a întâmplat? Cum am ajuns în penitenciar să vestesc Evanghelia? Păstorul, unde m-am botezat, în Galați, a avut, ei făceau lucrare de vestirea Evangheliei în închisoarea din Galați. Eu acum am dat seama că ești toflean, jumate. Da? Nu, tofan, nu toflean. Da. Păi de-aia e pe jumate. Da. Și el a vrut foarte mult, după ce a ascultat mărturia mea, a spus să-l luăm pe fratele Vasile la penitenciarul din Galați. Închipuiți-vă. Când am ajuns acolo și când au scos deținuții, jumătate din aia mă cunoșteau. Deci când am dat cu ochii de ei, m-am blocat. Câte datorii aveai pe la... Nu, n-aveam nicio datorie, din contră. Da, nu. Erau vechi prieteni cu amici cu care făcusem fel și fel de... Dar m-am blocat. Ei, la rândul lor, s-au blocat. Că fratele m-a prezentat, zice, avem bucuria să fim în ziua asta cu fratele Vasile Tofan.
Așa se uitau unii la alții. Fratele Vasile, frate. Vremea nu erau nici YouTube, nu era internet, nu era televizor, greu au ajuns vezi. Deci eu m-am blocat. Mi-aduc aminte de Pavel că zicea, uite, oare nu e asta la care prin... Au început să vorbească între ei, cum? Și au început să spună, păi acolo, păi... Nu, deci a fost... Și când te-au auzit vorbind despre Dumnezeu? Nu, n-am vorbit. N-am vorbit nimic, n-am putut să vorbesc nimic, doar m-a pus să mă rog. Și rugăciunea aia, nu mai știu cum ai fi spus-o. Am ieșit afară, au ieșit imediat după mine, gașca. Frate, vrei să pleci în America? Frate, nu mai din așa, deci nu știa. Când am ieșit pe poarta penitenciarului, am spus, Doamne, în viața mea nu mai intru aici. Nu mă înțeleg ăștia, nici nu mă cred. Ce să le zic eu lor? 4 ani n-am mai călcat în penitenciar. 4 ani. În anul 2000... După 4 ani te-au prins. După 4 ani, da. După 4 ani, da. M-au prins. În anul 2000 a venit la urechea mea o veste că unul din mari interlopi ai Galațiului, care din păcate nu mai este, a fost omorât într-un miez de noapte pe o stradă din Galați, căruia i-am vestit Evanghelia de mai multe ori, am auzit la vremea aceea că s-a pocăit. A fost un zvon. Curiozitatea asta, Dumnezeu a folosit curiozitatea asta ca să prindă în inima mea din nou focul de a merge. Și vrând să mă convinc dacă e adevărat, am revenit în penitenciar. Vă spun și vă spun adevărul. Când am pășit din nou pe poarta penitenciarului din Galați, ceva în inima mea s-a schimbat. Am simțit o chemare, am simțit că eu trebuie să merg la oamenii ăștia. Și din anul acela până astăzi merg și vestesc Evanghelia în penitenciarele din România. Și mi-aduc aminte, atunci au fost ani de glorie, dacă pot să spun așa. În sensul că ieșeau câte 60, 70. Mi-aduc aminte că făceau scrisori, strigau la geamuri. Doamne, scoate-mă și pe mine, scoate-mă și pe mine. Deci erau atât de dornici să iasă. Bineînțeles că pentru Evanghelie, dar curiozitatea mare a lor a fost că Vasile Tofan s-a pocăit. Mă cunoșteau din oraș, mă cunoșteau ca sportiv, mă cunoșteau și vreau să audă. Mi-aduc aminte de o întâmplare, un șmecheraș de la București, după vreo 6 luni în care a ieșit consecutiv la fiecare întâlnire, m-a oprit odată și mi-a spus pe hol, a zis, domne, zici, eu sunt cu multe alifii, să știi că te-am cântărit foarte bine. Tot, ce spui, cum zic ei, eu vorba acolo, ți-am dat cântar, din toate punctele de vedere. El mi-a pus să îmi punea întrebări, domne, zici, ești autentic. M-am uitat la el și zice, domne, ești autentic, ceea ce vorbești din inimă, nu de aici. Și omul ăsta s-a și pocăit. Cât de des mergeți la penitenciar? Sau aveți o dată pe săptămână sau la o lună? Sau cam cât de des mergeți? În trecut, până să vină ceea ce trăim din 2020 încoace, mergeam săptămânal, deci de câteodată și de 3 ori pe săptămână. Acum e un pic mai dificil, mai ales că după perioada asta, cel puțin 2 ani de zile, n-am putut să intrăm datorită restricțiilor care au fost. Și acum, desigur, facem o adresă și mergem la penitenciar. Câteodată o dată pe lună, dacă putem și de 2 ori și de 3 ori, depinde acum de împrejurări. E greu de abordat un pușcăriaș. Unul care este acolo închis, imaginez că nu e pentru lucruri bune. Cum? Care e metoda? Schiși. Da. Ești deschiși, nu sunt închiși. Depinde. Ei sunt închiși, dar dacă îți deschiși pentru cuvânt, dar problema e... În ce grad de dificultate întâmpinați atunci când trebuie să abordați? Ascultă, fac bajocură, care e atitudinea lor în general? Nu mi-aduc aminte în acești 20 de ani și 22 de ani, nu mi-aduc aminte să fi avut dificultăți de genul acesta. Nu mi-aduc aminte. De multe ori veneau cu mare interes și Evanghelia cuvântului îi prindea. Mai ales că ei erau foarte mișcați de faptul că înaintea lor era un om care a fost închis. Era un om care a avut o carieră de sportiv în spate și s-a pocăit. În mentalitatea lor s-a pocăit, adică păi, a lăsat totul și uite s-a... E foarte important lucrul ăsta. Cariera nu era de șahist.
Nu era de șahist. Aici e și o mare problemă. Nici, toți... nici de popiciu. Da, aveți o avergură așa când vă puneți pe lângă un om, vă ascultă. Da, da. Da, acum nu e vorba de frică. Ei sunt și cu toate ale fiile acolo. Nu. Ei sunt foarte atenți cum le vorbești. Ei se uită foarte atent și vă spun, sunt bun psihologi. Foarte. Ei știu dacă ai venit cu o lecție învățată, știu dacă le spui ceva de aici, sau dacă ai venit că într-adevăr îți pasă de ei. Ei simt lucrul ăsta. Și chemarea, pentru că Dumnezeu mi-a făcut chemarea asta de a vesti Evanghelia acolo în penitenciar, niciodată nu m-am dus cu o predică în buzunar, ca să zic așa. Păi mă duc și predic. Niciodată. Niciodată. Dacă faci lucrul ăsta, îi pierzi. Dacă te duci acolo ca să predici, îi pierzi. Acum m-ai întrebat ceva înainte de emisiune. Acum îți întorc întrebarea. Care e modul de abordare? Da, modul de abordare e un lucru foarte important ca să îi lași să vorbească. Să-i provoci, să le pui întrebări și să-i lași să vorbească. Uneori vă spun că n-am predicat. Deși a fost un lucru foarte greu, pentru că m-am încărcat foarte mult cu ceea ce ei spun. Că spun tot felul de povești, tot felul de lucruri. Dar e foarte important să-i lași să vorbească, pentru că acolo pe ei nu-i ascultă nimeni. E, faptul că tu îi lași să vorbească și văd că, de fapt, tu n-ai venit acolo să ții lecția ta sau predica ta, ci ai venit acolo ca să-i asculți, că-ți pasă de ei, asta contează, cântărește foarte mult pentru ei. Și uneori, nu uneori, de multe ori, Dumnezeu îmi dădea un cuvânt pe ceea ce ei vorbeau. Discutau de aia, de aia, de greutățile din familie, de faptul că nu poate ierta pe cel care, pentru care a ajuns în penitenciar și așa mai departe. Acum, cum arată, eu nu știu dacă e naiv, dar cum arată o slujbă? Există o capelă, o biserică, există o sală? Cum se adună și cât durează slujba? Cum se începe? Nu știu, întreb și eu lucruri din curiozitate, că... N-am fost niciodată, așa că nu știu. Desigur că au o sală acolo, o sală de clasă sau un club special pentru astfel de întâlniri. Mi-aduc aminte că în penitenciarul din Focșani, cu ani de zile în urmă, am avut o relație foarte bună cu preotul penitenciarului. O relație deosebită. El a venit, m-a ascultat în clubul penitenciarului și după aceea mi-a spus, uite, vreau să spun ceva. El pentru ce a intrat? Da, da, bun. Da, capelanul, preotul penitenciarului, angajat acolo, da. Da, mi-a zis, uite, vreau să spun ceva. De astăzi vii la mine în capelă să vestești Evanghelia. Vă spun, am avut zile extraordinare cu omul ăsta. Asculta, rămânea acolo și asculta. După ce asculta cuvântul, se ridica și îl întărea. Continua și finaliza ca un om extraordinar. Deci am avut clipe de... Biserica din care faceți parte v-a ajutat în lucrarea aceasta sau o făceați pe cont propriu sau cum? Mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. A fost pentru mine la început o mare cercetare și am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă în adevăr Tu m-ai chemat în lucrarea asta, Tu îmi vei purta de grijă. Și am mai continuat, nu știu să vă spun, poate vreo 6 luni, în care am vrut să văd dacă în adevăr Dumnezeu m-a chemat în lucrarea respectivă. E nevoie de bani. Pentru că, pe lângă ceea ce consumi tu, ceea ce consumi tu, da? Ei au nevoie acolo. Da? Îl vezi pe ăla că nu are papuci, îl vezi pe ăla că nu e îmbrăcat, îl vezi... Desigur că nu poți să acoperi... Că nu are țigări. Că nu... Da. nu poți să acoperi, dar... Sunt momente când trebuie să întinzi mâna și îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, dar îl spun. Când din biserică au fost unii care mi-au spus, nu ne mai aduce pușcăria și aici, nu avem nevoie de așa ceva. Lupul schimbă părul, dar ne la vopa. Am rămas uimit. Interesant. Am rămas uimit de așa ceva. Deci, desigur, n-am judecat. Nu, dar sincer, mie mi-e greu să cred că biserica, care ar trebui să fie în practic un spital pentru suflete. Da. Păi ce să-i spui unui bolnav? Băi, băiete, când te faci, mai bine merg la medic. Sau cum? Da. Să-i zici la unul, băi, lasă, mi-aduce ăsta cu cancer, mi-aduce aici la spital. Apropo de treaba asta, cel ce a zis lucrul ăsta, era doar un lup.
Da, vorbea cu, vorbea cu experiența unui lup. Nu, deși aș vrea să o iau ca pe o glumă, intrase, mă tem că e un adevăr. La mărturisire, nu ți-ai dat seama. Mă tem că e un adevăr, da. Cu toate astea am continuat să merg și ceea ce m-a încurajat fantastic a fost că am văzut și vedeam mâna lui Dumnezeu cum schimbă oameni. Ca unul care am fost născut din nou. Știu când un om se naște din nou. În mine locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin înțelepciunea pe care El mi-o dă, prin călăuzirea Lui, îmi dau seama dacă un om din penitenciar, da, în mod deosebit de oamenii ăștia vorbesc, este un om născut din nou. Pentru că ei sunt și cu multe ale fii. Am întâlnit oameni care eram cât pe ce să mă păcălească. Plângeau la rugăciune. Mi-aduc aminte de cineva care îl vizitam după ce a ieșit din penitenciar. Știa când vin în vizită, punea băncuțe, punea cărți de cântări, făcea totul. Deci sunt foarte buni actori. Dar, cu toate astea, Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat să fiu păcălit. Vreau să te întreb ceva tot aici, în zona asta a pușcăriei. Spune-mi care a fost, să zicem, în perioada de 20 și câți ani? De când faci? 22 de ani. În perioada de 22 de ani, care a fost cel mai impactant caz, sau cum să zic, cea mai miraculoasă lucrare, sau cea mai minunată lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața unui deținut? Prin, bineînțeles, prin acțiunea pe care ai desfășurat acolo. Sunt multe mărturii, dar pentru că... Eu vreau pe cea mai tare. Sunt acolo, la egalitate. Toate sunt tare. Pentru că a fost exact în anii în care am început lucrarea aceasta. În penitenciarul din Brăila era un zdrahon de bărbat, tânăr la vremea aceea, mai tânăr ca mine, care fusese închis, era pentru a patra oară în penitenciar, pentru violență. A bătut 7 ani și a băgat în spital. Când l-au arestat un pluton de 40 de jandarmi, s-au dus să-l aresteze. 40 de jandarmi, pentru singur om, 40 de jandarmi, incredibil. E un Samson din ăsta. Deci foarte violent. A ajuns în penitenciarul din Brăila pentru a patra oară. Colegii îi spuneau, lucra la bucătărie, și colegii spuneau, mă, vină mă și tu, mă, că uite, e aici un fost boxier bun, care a fost, uite, îl cunosc, ăia, și vine și ne spune de Dumnezeu. El s-a uitat, nu dă băga în seamă, uneori vorbea urât, dar a venit ziua când el a zis, băi, asumă, ăștia prea mult au insistat, de fiecare dată că ăștia care stăteau în cameră cu el, îi spunea, băi, extraordinar a fost, vină-mă odată să-l asculți. Și dacă închid ochii acum, mi-aduc aminte atât de clar, parcă-l văd cum a intrat pe ușa penitenciarului din Brăila, plin de el, m-am uitat la el și m-am văzut pe mine de odinioară. S-a uitat așa, mi-a aruncat o privire și a vrut să așeze în ultima bancă, în spatele. Și mă uit la el și zic, vină cu ce? Chiar aici vreau să te așezi în fața mea, că nu mănânc oameni. Asta pentru el a fost... În mintea lui, am aflat mai târziu, el credea despre pocăiți că-s din ăștia care se ascund pe sub mese, care, nu știu, speriați de bombe. El a fost foarte... Băi, cum să-mi zic ăsta mie așa? A venit în prima mână. Să vezi ce dau. Dumnezeu mi-a dat har, am vestit Evanghelia, Dumnezeu i-a străpuns, i-a vedeam cu ochii de carne. Mă uit peste ei și văd unde Duhul lui Dumnezeu. Deci, s-abținea să nu plângă, datorită orgoliului, și s-abținea să nu urle. Am terminat slujba, el s-a ridicat în picioare și a venit direct la mine. Aveam o Biblie pe masă, de fiecare dată luam, se uită la mine și zice, dă-mi și mie cartea aia. Iau cartea și o întind. Când a vrut să pună mâna pe ea, am tras-o. El a făcut ochii mari și spun, fii atent, dacă vrei să iei cartea asta, să vezi și tu ce scrie prin ea, nu-i pentru tine. Du-te de unde ai venit, vezi-ți de treabă, vezi-ți de viața ta. Dar dacă vrei să iei cartea asta, să o citești și să înțelegi că Dumnezeu nu te-a chemat să stai în pușcărie câte ori ești a patra oară. Grav. Câți ani ai? Mai știu câți ani avea la vremea 19-20 de ani, cam aici, poate puțin mai mult. Nu te-a chemat Dumnezeu să stai în pușcărie. A luat cartea. S-a dus în cameră și a început să o citească. Lucrarea la blocul alimentar. A venit ziua, înainte de asta, servea masa și un alt deținut a furat, a luat
regimul, pachetul de regim a unui alt deținut. Că i-a tot dreaptă la lipit de perete. Zice, în clipa următoare, eu vă spun ceea ce îmi mărturisea el. Zice, am început să plâng. Deci, o părere de rău, îmi spunea el, o părere extraordinară că l-am lovit. Și m-am să-mi cam și am zis, Doamne, că am înnebunit. Cum să plâng eu că l-am bătut? Plângeam dacă nu puteam să-l bată. Cum să plâng că l-am bătut? Și zice, băi, se întâmplă ceva. A mai trecut o vreme, s-a ridicat la bucătărie, în prezența deținuților și a gardienilor care erau acolo și au spus, de astăzi înainte aceste două minele mele nu vor mai fura. Eu, de astăzi, mă pocăiesc. Bă, știa bineînțeles că au început să-l... Bă, ți-a spălat tofan, că ce eram batjocorit acolo, gardienii și deții, bă, iar ți-a spălat ăla creierul și așa. L-au și dat afară de acolo, că nu era de folos. Da. Nu vreau să spun mai multe, dar nu mai era de folos. Și s-a dus pe cameră și a continuat să citească și Duhul lui Dumnezeu a schimbat viața. A ieșit pentru a patra oară din pușcărie. Mergea cu ceilalți colegii lui spre poartă să iasă și îmi spunea el, zice, am ridicat ochii către cer și am spus așa, Doamne, ies pentru a patra oară de aici și nu voi mai intra niciodată, pentru că acum eu ies cu tine. A fost fantastic, s-a dus acasă și avea o sticlă de apă în sacoșă și s-a dus la mama lui și a zis, mamă, vreau să spun ceva, ți-a venit acasă un om nou. Eu de astăzi înainte nu voi mai face nimic din ceea ce m-a dus acolo. Maica s-a uitat la el și a zis, păi cu vodka în geantă și tu îmi spui mie, el a spus și a zis, mamă, este apă. Eu nu voi mai bea și nu voi mai face nimic din ceea ce m-a dus acolo. Dragii mei, au avut niște mărturii fantastice. Am stat de vorbă personal cu șeful de post al poliției din localitatea în care era. Și mi-a spus omul ăsta, domnul Albu, domnul Tofan, i-am întins curse. I-am întins capcane. Niciodată n-am mușcat. M-am uitat la el și i-am spus, domnule, niciodată nu va mai mușca. Pentru că omul ăsta a fost născut, schimbat de Dumnezeu și nu vă va mai face probleme niciodată. Vin odată, nu mai știu de unde veneam din țară și aproape de Făurei m-a oprit un polițist. Mă rog, am tras pe dreapta, mai era cu un domn în civil și mă roagă frumos, zice, uitați, e șeful de la... N-ați putea să-l luați până la Brăila, doamne, cu drag, cum să nu. A urcat în față și din vorbă în vorbă, dumnealui mă întreabă, cu ce vă ocupați? Doamne, uitați, merg în închisori și vestesc Evanghelia. Să uităm, cum e asta? I-am spus mai multe și zic, domnule, zic, uitați, ca să vedeți că Evanghelia lui Iisus Hristos are putere. Vreau să vă spun că Dumnezeu a schimbat viața unui om care a făcut multe probleme în județ. Cum îl cheamă? Și eu zic, Ciornei Gicădoru. Ciornei Gicădoru? Dom'le, zice, atâta un vraf de dosare. Dom'le, nu pot să cred. Dom'le, vă spun asta. Deci, nu vreau să exagerez că omul a început să plângă, dar l-am văzut foarte afectat, adică mișcat de mărturia respectivă. Și astăzi, băiatul ăsta este în județul Brăila, un om smerit, un om care lucrează... Vă rog, care lucrează și... Dacă tot merg în Brăila, chiar merg... M-aș bucura tare mult. Poate chiar să îi luați un interior. Și dacă treci prin Făurei, pe la Nicoliță să mergi. Da. Locuiește într-un loc, o să vă dea lacrimile, să vedeți în ce condiții locuiești. Cu toate astea, cineva de la un post de televiziune din Galați, un bun prieten de-al meu, a ținut tare mult să iau un interviu. Ei, reporterul la creștin s-a uitat la el și a spus, domnule, îți spun cu toată inima, mă aude poate o țară întreagă. Dacă aș trăi în condițiile în care le trăi jumătate, eu aș fura, domnule, eu n-aș putea să. Și el s-a uitat băiatul ăla și a zis, domnule, și eu aș face la fel. Dar într-o zi am aflat că cineva a murit pentru mine și prefer să mănânc o jumătate de pâine uscată. Dar să fac cinstea acestui Dumnezeu. Da. Incredibil. Deci, o transformare extraordinară. Ținem legătura astăzi, desigur, mai ajut. Are trei copii. Unul, din păcate, a murit. Adică a vrut să aibă patru, dar la naștere a murit. Are trei copii și un om credincios. Ți-a fost vreodată frică în închisoare și spun, am eu o mărturie interesantă. Mi-aduc aminte că am predicat undeva și s-au predat așa pe stradă, s-au predat oamenii și la un moment dat au venit așa... Noi la oamenilor mari le zicem clămpăi. Nu clămparul, da?
Era altă, așa, mai mulți la un loc. M-am scămparul. Uit, băi, un ruznac de ăsta mare așa. Dulap. Plomb. Dulap, dar din ala vechi, de la hotărât. De lemn masiv. O venit, eu eram băgat într-un colț undeva, că terminasem predica și m-am retras așa într-un colț. Și a venit direct peste mine. Tot muntele de a venit peste mine. Și dintr-o dată când m-am văzut așa în colț, am zis, ce-i fac ăsta aici? Și m-am zis peste mine, zice, tu tot așa repede în stânga, dreapta, am zis, gata, să uită să vadă de ăsta și îmi dă. Și când tot așa, zice, moșu, zice, o Biblie n-ai? Dă-i pui și mie una, dar să vadă ăștia. Și când mă duc că vrea Biblie, eu nu vrea să crede bucurie că zic, am scăpat de bătaia, adică pe moșu. Dar totuși, mergând, să spunem așa, în bârlogul diavolului, pentru că acolo, într-o pușcărie, acolo și adună diavolii tot, toți acoliții. Ați avut anumite atacuri? Eu bănuiesc că nici diavolul nu doarme. Dacă mi-a îngăduiți, am să vă spun două întâmplări. În timp ce vorbeai, mi-am adus aminte. Mă duc odată la penitenciarul din Brăila și gardianul care m-a întâmpinat a spus, domnul Tofan, îmi pare rău că nu v-am sunat, ați bătut drumul degeaba. Avem un control de la București, nu o să puteți avea grupa care... Și, bă, acum, na, nu prea mi-a picat bine, domnule, asta e. Dar el după aia zice, da, stați un pic. Zice, uitați, e o posibilitate. Ne-a tot făcut cereri un condamnat pe viață că vrea să audă ce spuneți dumneavoastră. Da, o singură problemă e. Care? Păi zice, trebuie să mergeți în celulă la el. Mă uit la el. Să dăm, că am mai stat eu în celulă vreo 2 ani și ceva. Nu o să vă țineți mult, vreo 2 ore, atât. Nu-i problemă. Zice că nu putem să-l scoatem, fiind condamnat pe viață, trebuie mascați, legat cu lanțuri, astea sunt condițiile acolo. Am fost însoțit și m-au băgat în celula lui. În celula lui, când s-a deschis ușa, deci am avut o imagine macabră. El era într-o cușcă. Deci, în curând de gradi, la geam, în curând de gradi, nu putea să deschidă geamul cu mâna. Deci era efectiv într-o cușcă, în celulă. Cu el mai era un deținut. Gardianul îmi spune, dom'le, zice, trebuie să vă închid ușa, dar când terminați, bateți la ușă. Bun, deci o problemă. Am luat loc pe pat, m-am uitat la cei doi, am întrebat care eu era un zdrahon de bărbat. Mai zdrahon ca tine. Poate mai zdrahon, nu chiar atât de înalt, dar era bine legat. Și am început să vorbesc cu el și în vorbirea mea am pomenit de mai multe ori cuvântul Iisus, fără să vreau. Repetat, Iisus, 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 colegul lui, deci a început să urle. Ce? Zice. Nu mai pomeni numele ăsta. Izabela, zice. Nu Iisus. Ce Iisus? Și multe alte cuvinte. M-am uitat la el. M-am uitat la ușă. Doamne, ce fac? Fulger mi-a trecut. Doamne, zic. Nu, ce să fac, Doamne? Mă iau la trântă cu ăsta. Vă rog să mă credeți. Acum eram... Zic, Doamne... Deci, n-am ce să fac dacă îl văd că cu tremur, deci trebuie să... N-aveam, din instinct, știți? Cântări de laudă, tremură temnița, ceva se întâmplă, noi... Fracțiuni de secundă s-a întâmplat, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a venit în ajutor și îmi spune, cânt o cântare. Când a zis a doua oară, cânt o cântare, am și început să cânt. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Mai am dat rost, mai și cânt. Nu știu câtă voce am, dar mai și când. Avem un studio aici, imediat mergem și vedem. Facem proba, că nu ne pe vorbe. Și am cântat cântarea aceasta. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Vă spun, Dumnezeu e martor. Zici că el e pe cineva, le-o coplas pe gură. Am nimnit, am mărmurit, n-am mai scos un cuvânt. Am vestit Evanghelia. Ascultat-o, nu mai știu, vreo o oră și ceva. Am încheiat și spun, uite, aș vrea să mă rog pentru voi. Vreți să mă rog pentru voi? Da, cum să nu. Am plecat capul, m-am rugat pentru ei, m-am ridicat să mă îndrept spre ușă și să bat la ușă să ies. Și pe umăr simt o mână, mă bate o mână, mă întorc. Era cel care vorbise foarte murdar, dar în altă ipostază. Să uită la mine și zice, domnule, te rog să mai vii pe la noi. Mi-am adus aminte de duhul rău care venea peste Saul și David punea mâna pe arfă și cânta. A fost o biruință extraordinară. O altă întâmplare a fost că unul din mari interlopi ai Brăilei era închis în penitenciarul din Galați. Băiatul lui a fost tăiat în libertate de doi tineri
și au fost prinși tinerii respectiv și el a aranjat ca tinerii ăștia să fie aduși la penitenciarul din Galați. Lucru inadmisibil, adică nu se poate așa. Dar s-a aranjat și i-a adus acolo. Vreau să vă spun că atâta bătaie le-a dat. Și m-am dus într-o zi acolo. Deci urlete de n-am... M-am întrebat, păi, dar ce se întâmplă? Și cineva mi-a spus, ăia care l-au tăiat pe băiatul cu tare. S-a încărcat duhul în mine atât de tare. Adică am fost atât de... Și am vorbit cu un gardian și zic, doamne, poți să mi-l scoți pe omul ăsta? Da? Zice, ți-l scot. L-a scos, am stat singur cu el într-o cameră și am început să-i spun. Uite, zic, ne cunoșteam. Zic, vreau să spun ceva. Băiatul tău n-a fost cheie de biserică. Să nu crezi că ea s-a uitat la el, ia să te tăiem noi, că nu ne place de față. Nu. Probabil că și el s-a umflat în pene și așa mai departe. Penele s-au umflat pe el? Exact. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar vreau să spun ceva. Într-o zi, cobora din cer un fiu de Dumnezeu. Și din momentul ăla am simțit cum Duhul lui Dumnezeu i-a rupt inima. Și am spus Evanghelia, am spus despre jertfa lui Hristos, care a venit să ne salveze și noi l-am omorât. A strigat odată cât l-a ținut gura. Gata! O să opresc tot! O să opresc tot! Și nici nu s-a mai întâmplat nimic, a și oprit totul. A fost bine până aici. Când am ieșit afară din penitenciar, deci am pășit poarta penitenciarului, am simțit că mor. Fizic n-aveam nimic. Am simțit că mor, am simțit că se scurge viața din mine. M-am uitat la mașină, nu era departe mașina, mă uit, zic, Doamne, nu se poate așa ceva, zic, măcar să ajung la mașină, Doamne, dă-mi putere să ajung la mașină. Am ajuns târându-mă la mașină. Am deschis mașina, zic, Doamne, trebuie să mă ajung să ajung acasă. Deci simțeam, nu știu să vă explic ce aveam, dar un atac demonic. Atât de tare s-a înfuriat diavolul de ceea ce s-a întâmplat, de faptul că s-a oprit ceea ce s-a oprit acolo, încât a venit un atac. Am ajuns acasă, desigur m-am rugat și lucrurile s-au calmat. Da, a fost singura dată sau că eu asta vreau să vă întreb, după contactul cu oamenii care au tot felul de probleme, nu ați avut noaptea, de exemplu, să ajungeți să aveți insomnii sau să zici, mă, nu mai pot sau nu pot să respir sau nu știu ce mi se întâmplă, nu pot dormi, duhurile astea care pot să... sau încearcă să atace de un fel pe dumneavoastră sau chiar familia sau chiar copiii? Nu s-au întâmplat gen să am insomnii sau să nu pot să respir. În schimb, într-adevăr, celor mi-a atacat familia într-un mod extraordinar. Deci, la un moment dat, povestea e lungă, dar era să-mi pierd casa. Copiii mi-a atacat cel rău, soția mi-a atacat-o. Cel rău nu stă cu mâna în sân, adică cine crede, de aceea vin unii la mine și mă întreabă, vreau și eu să merg în penitenciar. Și primul lucru care le spun este, asigurați-vă că v-a chemat Dumnezeu să vestiți Evanghelia, fără de care cel rău. O să vă întrebe, dar voi cine sunteți? Voi cine sunteți? E foarte important să ai o chemare din partea lui Dumnezeu. Sunt atacuri, dar prin el suntem mai mult decât biruitori. Întotdeauna Dumnezeu ne-a scos. Vorbim de pușcării de bărbați. Ați ajuns vreodată și în pușcării de femei? O singură. Nu o singură dată. De vreo... La început mergeam la penitenciarul de femei din Galați. Duhul lui Dumnezeu m-a oprit să mai merg. Și vă spun de ce. Mi-a vorbit clar, nu te mai duce să predici, pentru că multe de acolo nu te ascultă. Își fac imagini cu tine în memorie. Mi-a spus foarte clar, eu vă spun adevărul. Și mi-a vorbit atât de clar Duhului Dumnezeu încât am spus stop și nu m-am mai dus. Am mai fost după aceea, dar am fost invitat de frați, a fost altă poveste acolo, la penitenciarul din Târgușor. O dată sau de două ori am fost. Am simțit așa în inima mea că mărturia mea poate atinge acolo pe cineva, dar să merg consecutiv, nu. Bărbații trebuie să predice bărbaților, în închisoare vorbesc, femeile... Și sunt femei. Sunt femei care merg sau... Da, sunt. Sunt. Nu cunosc, am cunoscut pe cineva, dar nu știu, dar cu siguranță sunt surori care merg acolo în penitenciar. Dacă, de exemplu, vede cineva emisiunea asta și pune acolo o întrebare, cum aș putea să vă ajut?
Care ar fi cea mai bună soluție pentru cei care vor să se implice? De la distanță, pentru că spuneați că nu oricine, și ăsta e adevărul, nu ne trezim cu fiul lui ceva pe acolo să mânce vreo bătaie pe vreo închisoare și pe să spunem, uite, m-a băgat fratele Tofan. Cel mai bine să ajute în primul rând spiritual cu rugăciune cei care pot să se implice financiar sau sunt și care sunt chemați, ar putea chiar să meargă pe teren. În anul 2001 am scris mărturia mea la îndemnul unui preiubit frate. Am scris mărturia mea într-o carte pe care am intitulat-o Eram orb, dar acum văd. Am citit cartea dumneavoastră și m-a impresionat. Chiar azi mă gândeam la titlu. Nu știu dacă greșesc, scuzați-mă că vă întrerup, dar cred că era o carte albastră cu o pereche de cătușe? Roșie. Pe o cruce. Am schimbat între timp coperta, schimbat-o, dar mărturia mea am pus-o. Am tipărit peste 100.000 de cărți care s-au și dat. Am luat cartea cu mine în biserică și fără să oblig pe cineva, fraților, dacă cineva vrea să ia cartea asta, să sprijine lucrarea asta, dragii mei, am vândut, de fapt, s-au dat, că n-am făcut comerț cu această carte, peste 100.000 de cărți. Sunt același om. Locuiesc în același apartament, am o mașină pe care o conduc din 2007. Dumnezeu cunoaște fiecare pas pe care îl pun pe pământul acesta. Trăiesc simplu, am doi copii, am învățat să trăiască simplu și noi ca familie suntem oameni simpli. Dar am investit în lucrarea asta. Pot să vă dau multe exemple, dar unul din oamenii care a vrut să spânzure din Galați, m-am dus și am vestit Evanghelia, s-a pocăit, a dat foc la funia aia, m-am dus acasă la el, trei copii, fără niciun venit. Pe cum să mă duc cu mașina goală? Am pus în mașină un sac de cartofi, am pus un bax de pulpe, am pus un bax de ulei, am băgat mâna în buzunar să-i dau femeii niște bani. 4 ani, cât omul a stat în penitenciar. Inima lui era altfel când știa că soția lui are un venit acolo. Exact. Oricum, discuția multă și cred că uitați, dacă veniți la Brăila, vreau să-l întrebați pe cel despre care am vorbit cu a patra oară în penitenciar. El a spus, a venit la mine și a spus, frate Vasile, n-am unde să mă angajez. Eu cresc animale. Asta e singurul lucru care vreau să-l fac, care pot să-l fac. I-am cumpărat 6 vaci. Păi, vacile alea costă bani. De fapt, nu i-am cumpărat eu, că el a împrumutat bani și și-a cumpărat 6 vaci. Și într-o zi mă sună și îmi spune, fratele care mi-a împrumutat, că n-am mai putut să dea bani înapoi, că nu produci din... E o muncă colosală și nu produci mare lucru, abia de să-ți întreții familia. Și mă sună și îmi spune, fratele vrea să, care mi-a împrumutat banii vrea să vină să-mi ia vacile. Și atunci am sunat eu, bă, frate, și am zis, frate, trece datoria în contul meu. Păi cum, domnule, asta are 3 copii? N-are ce să fac, asta e venitul lui. Și i-am dat odată 1.000, am dat, nu mai știu exact, 6.000 de lei la vremea aceea. Dar el e martor, puteți să-l întrebați. Și ăsta e doar un exemplu. În 20 de ani, vă dați seama că sunt multe exemple. Acum trecem în zona noastră. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, uitându-te puțin peste toate, la peripețiile, pericolele și așa mai departe, eu știu, petrecute și întâmplate, întâlnite în slujbă. Ai mai face același lucru sau ai face altceva? Uitându-te din momentul în care te-a chemat Dumnezeu până în ziua de azi. Bucuriile pe care mi le-a dat Dumnezeu să le trăiesc în acești ani, prin viața acestor oameni care s-au schimbat, nu pot fi egalate cu nimic. Aș face din toată inima același lucru. Am văzut oameni care, pot să mai spun un exemplu? M-aș bucura tare nu mult stăm 2 ore și facem, împărțim emisiunea în 2, nu e problemă. Să-l ascultați personal. În 2000 am întâlnit un tânăr jumătate de om. Da? Un metru, jumate cât mine. Mă uit la el, întreb, era în penitenciară din Galați. Întreb, pentru ce a intrat? A terorizat o comună din județul Galați. Cum a terorizat? Bătăi, tâlhării, spargeri, furturi. Când l-au arestat, o ceată de oameni s-au adunat în fața postului de poliție. Striga dimineața la patru. Eu n-aveam nici, nu-mi dau de nimic. Da. Când l-au arestat, o ceată de oameni din comuna lui s-au adunat în fața postului de poliție și au strigat în gura mare. Împușcați-l pe ăsta, nu mai lăsați să trăiască. L-am întâlnit în penitenciară din Galați. Când l-am privit cu ochii ăștia de carne, am văzut un demon. Unde... Un om atât de schimonosit la față. Am vestit Evanghelia. A fost foarte mișcat de mărturia mea. El se gândea, cum un boxer s-a pocăit?
Și chiar a venit, mi-a cerut o Biblie și din ziua aia n-am mai lipsit de la întâlniri. Cu ochii ăștia de carne am văzut cum trăsăturile feței lui se schimba de la o zi la alta. Și într-o zi un gardian a venit și mi-a zis, domnul Tofan, ce le faceți domnilor ăștia? Măi, dar ce vreți să spuneți? Păi zice, uite domnule, și mi-a spus de băiatul ăsta, a primit o sacoșă de țigări. Țigara în penitenciar e valută, e monedă de schimb. Și zice, nebunul ăsta s-a dus și a rupt toată sacoșa asta de țigări. Păi zic, dar de ce e nebun? Păi că a rupt aia. Nu e nebun, domnule, e bine. Slavă Domnului. E nebun pentru Hristos. Da, e nebun. Domnule zice, dar nu înțeleg. Păi zic, nu-i schimb eu, că-i schimbă cartea aceasta și Duhul lui Dumnezeu pe care Hristos l-a trimis. A ieșit din penitenciar după 4 ani și 8 luni. L-am așteptat, îs între Galaș și localitatea lui, erau vreo 50 de kilometri, și l-am dus acasă. Când am ajuns acasă, fiind mai înalt, eu am privit peste gard, în curte plină, el făcea parte dintr-o familie de 6 frați, cu el 7, vecini, verișori, rude, și o damingeană mare de vin în mijloc. Îl așteptau pe băiat că s-a întors din pușcărie. A intrat în curte și am vrut să văd ce face. Și am mai stat un pic. A băgat mâna în geantă și a scos Biblia. Eu vreau să vă spun ceva. Acel Florin îl cheamă, care a fost în pușcărie, care a fost trimis în pușcărie, a murit. Aici s-a întors un alt Florin. Eu sunt un om pocăit. Stupoare. M-a urcat în mașină, am legat. Mă sună pe la 12 noapte. Frate, e iad. Păi zic, stai liniștit. Bine că ai acolo venit. Bine ai venit acasă. Știi cum zic? Da, zic, acolo ai fost și tu ai făcut la rugăciune. Și a luat-o într-o zi, mi-a cerut mai multe noi testamente. Ce credeți că a făcut cu ele? A început să meargă pe la porțile oamenilor pe care i-a tălhărit, le-a furat și oamenii îl vedeau la poartă. Dacă intri în poartă, chem poliția. Și el zice, aici stau. Nu mai vreau să vă apropiați să mă ascultați. Se apropiau oamenii și le spunea, uitați, am venit pentru un singur lucru, să vă dăruiesc cartea asta și să vă spun ceva. Eu m-am pocăit. Acolo în închisoare, unde am ajuns, m-ați trimis voi, pe bună dreptate, Dumnezeu mi-a schimbat. Plângeau oamenii. Într-o zi s-a dus în postul de poliție și la postul de poliție era de serviciu cel care îi făcuse dosar și îl trimisese în penitenciar. Și el când a intrat, zice, domnule, ce mă bucur că sunteți de serviciu și că v-am întâlnit. Să se uite la el, ce vrei, mă? Zice, am venit să vă aduc un dar și să vă mulțumesc că m-ați trimis în penitenciar. Să uite ăsta. Bă, zice, văd că beat nu ești. Nebun nu pare a fi. Cum adică mă să-mi mulțumești? Cam 15 ani de când sunt în poliție, n-a venit unul odată să zică, îți mulțumesc că m-ai trimis în închisoare. Zice, nici eu nu vedeam. Dar acolo în închisoare s-a întâmplat o minune. Dumnezeu mi-a schimbat. Și apropo, văzut Evanghelia, i-a dat o Biblie. Deci, dragii mei, polițistul ăla făcea evanghelizare, spunându-le oamenilor ce s-a întâmplat. S-a căsătorit. Dumnezeu i-a dat o prințesă de fată. Deși el se întreba, cine să ia un pușcăriaș ca mine? Dumnezeu i-a dat o fată extraordinară, dintr-o familie de credincioși. Are astăzi 3 copii. Și îl slujește pe Dumnezeu și este o mărturie extraordinară în localitatea unde stă. Mă gândeam când ai zis despre faptul că biserica nu ajută și că povestea despre asta cu de 4 ori intrat în închisoare, mi-am adus aminte și mă gândeam că e un conflict într-o oarecare măsură între așteptări versus realitate. Adică oamenii care sunt creștini pocăiți, care ar fi trebuit să facă slujba asta, nu o făceau. Și interesant că un om care nu vrea să audă de Dumnezeu îi evanghelizat niște nepocăiți care au auzit că a venit un pocăit în închisoare. Adică nepocăiți l-au chemat pe ăsta, oameni care ascultau și Evanghelia. Nepocăiții din închisoare evanghelizau la fel ca polițistul ăsta, unde trebuiau să evanghelizeze într-o oarecare măsură pocăiți. Și câteodată, cred că în ziua judecății, Dumnezeu va chema niște oameni ca și ăștia să ne pună în față, să zică, uite aici, ăsta nu a avut nimic, adică știi ce, un prieten la bucătărie și îl chema la pocăință, în timp ce tu aveai toți vecinii la poartă, te enervau și așa mai departe și puteai să le vorbești despre Dumnezeu și n-ai făcut-o. Și s-ar putea să fie un mare vai în dreptul vieților noastre. Dacă ar fi să dai un sfat, unor oameni care probabil că astăzi Dumnezeu le-a lucrat la inimă și au schimbat viața și mai departe și vor să vorbească, probabil că, uite, să vorbim despre direcția asta, oameni care au fost
rău famat, să zicem, nu, care au avut tot fel de vicii, tot fel de găderi, au fost în bande și în găști și așa mai departe și au făcut tot fel de activități legale. Și oamenii s-au pocăit și vor să știe ce să facă cu viața lor, ce sfaturi le-ai putea da lor în, uitându-te în spate la ce a făcut Dumnezeu cu tine. Nu am cum să le dau și nu am ce alt sfat să le dau decât șansa și soluția este una singură, Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei, această carte atât de disprețuită, Biblia, pe care eu am citit-o într-o închisoare, este cartea prin care Dumnezeu te ajută să ai o viață binecuvântată. Te învață cum să trăiești. Te învață atât, te învață să-ți iubești soția, pe mine m-a învățat. Te învață să scrii copii, te învață să fii om. Te învață să scrii cărți. Te învață să fii om într-un cuvânt. Corect. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Trebuie să vă mai spun că, uitați, la Suceava s-a pornit acolo o lucrare prin acest bărbat pe care l-am întâlnit într-o biserică de la Londra. Gheorghe Ignat sau Ursul Carpatin, cum îi mai spun, cum îi se spunea în ring. Cum îi spun boxerii. Da, cum îi spuneau boxerii, l-am întâlnit într-o biserică din Londra, i-am vestit Evanghelia, Dumnezeu a lucrat la inima lui prin atâtea mijloace și astăzi el slujește pe Dumnezeu. Și acolo la Suceava, el a pornit această lucrare pe care și eu aș fi vrut să o fac, numai că din păcate n-am avut sprijinul și clar că am făcut și greșeli. Am vrut să deschid în partea aceea de țară un centru de reabilitare, de reintegrare pentru oamenii aceștia. Povestea e lungă, poate cu altă ocazie. N-am reușit. Fratele ăsta a reușit acolo la Suceava, colaborăm, suntem împreună. E foarte important că atunci când omul iese din penitenciar să găsească un sprijin, pe care din păcate nu-l găsește în biserică. Și vă rog să mă credeți și nu vreau să mă interpreteze cineva greșit, dar nu arunc vina asupra nimănui, dar biserica nu e pregătită pentru astfel de oameni. Vin oamenii aceștia, nu știu, nu... au nevoie de ajutor, au nevoie de dragoste pe care trebuie să le oferi. Un astfel de centru este binevenit. S-a pornit lucrarea aceasta la Suceava, înțeleg că este una pe la Bistrița, e nevoie de astfel de locuri. Și nu pot să trec fără să, adică în mintea mea cel puțin, imaginez Vasile Tofan, Ițignat, un lângă altul. Și imaginez că eu trec pe lângă și, voi. Și Palin Jivan în mijloc, da. Așa, la jumătate. Nu, dar trec ce pe acolo. Aia mi imaginez. Și imaginez că și stric, bă, voi ăștia, că vă dau. Adică, mi-l imaginez pe ăsta, micuțul cu Biblia, că trece pe lângă voi și... Da. Eu cu Ghiță Ignat suntem de aceea statură, un pic eu sunt mai înalt ca el, puțin. Nevoia să ieși, în evidență. Da? Un pic sunt mai înalt, dar el e mai masiv, deci e mult mai masiv. Și mă duc cu el la un mall. Mult ca mai bine. Mă duc cu el la un mall în Roman și era când nu puteai să intri în mall fără cârpa aia la gură. Și nici eu, nici el nu suportam așa ceva. Și am intrat fără și el la gardialul ăla de la ușă să uită la lui. Domnilor, da, Ghiță să uită la el. Noi nu purtăm. Ce să zic omul? Ce să mai zic omul? Aia a fost mărturisirea de credință a lui. Noi nu purtăm. Ok, continuați. Frate Tofan, eu personal vă admir pentru curajul de a ieși din biserică. Vă spun sincer, noi toți predicăm, toți trei de aici și ne place să predicăm oamenilor cu cravată, nu cu dungi. Și aici e o mare problemă. Trebuie să fie oameni. Adevărul e că de multe ori stau și mă gândesc dacă semănăm cu Hristos. Hristos nu a predicat niciodată într-o biserică. Rare ori a intrat în sinagogi, citea, era trimis afară, îl urmăreau aproape să-l arunce pe coama muntelui când a citit într-o sinagogă. Dar Hristos făcea un alt lucru. Mergea și stătea de vorbă cu cei pe care societatea îi dădea la o parte. Vă admir pentru curajul care le aveți voi, succes în continuare. Dacă sunt oameni care vor să ajute, de ce nu? Mă uit acum așa, știți, înspre cameră, nu știu care e camera mea, că mi-o pusește aici la cameră, asta, da, mi-arată Denis. Dacă sunt oameni care vor să se implice, puteți prin intermediul nostru acolo jos scris și vă punem în contact noi cu el sau direct pe fratele Tofan. Aveți, nu, aveți rețele? Bine, eu vă urmăresc pe Facebook, dar nu vă spun. Nu se crede. Da, asta e secret. Nu e secret. Așa că vă mulțumesc că ați fost cu noi în seara aceasta, că ne-ați împărtășit puțin din gândurile, din... Dragii mei, și eu vă mulțumesc din toată inima, trebuie să spun și lucrul ăsta. Biserica din Galați nu m-a ajutat financiar, dar au fost acolo oameni care s-au rugat.
și să roagă pentru mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia și pentru toți cei pe care Dumnezeu mi-a scos în cale. Și aici în Spania am oameni deosebiți, prieteni de-ai mei și nu numai, în orice loc merg, Dumnezeu scoate oameni și asta e o bucurie mare pentru mine. Slavă. Vă mulțumesc din suflet și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea și poate când, dacă voi mai reveni în Spania, să mai povestim. Poți să vii cu un mare drag. Poți să vii cu un prieten. Sunteți invitat. Invitați la biserică să fac, iau un prieten. Așa că zici și noi, frate, iau un prieten. Abia așteptăm. Dar stați amândoi în partea aia. Da. Și va trebui numai unul dintre noi să mai stea pe aici, care pune întrebări, care stă în spatele camerei, nu e problemă, Marian. Să văd dacă o să ai curaj atunci să-i faci interviu la amândoi, dacă noi cu Marcel nu o să mai fim. Nu, că dacă sunt oameni, viața schimbată, spocăiți, gata, uite. Eu curajos am fost toată viața mea, dar n-am reușit nimic cu curajul ăsta. Băi, eu vă spun sincer, curaj mare n-am avut și nici bătăuș n-am fost, dar viteza nu mi-o lipsit niciodată. Așa că, Marian. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Cred că o să fim utili pentru mulți oameni. V-am spus că m-a impactat mărturia dumneavoastră de mulți ani de când am citit-o. S-o cotesc că impactează la fel și astăzi. M-am bucurat că ați fost chiar și la biserică la noi într-o marți, cred, dacă nu greșesc. Sper să veniți cât de curând în Spania și să ne mai revedem. Și să mi-e dragă Spania, o țară frumoasă. Slavă Domnului! Pentru mine rămâne... enigma încă omul care a vestit Evanghelia sau care a vestit Evanghelia lui Vasile Tofan. M-am gândit că dacă el nu mai e în viață, ești tu. Este în viață. E în viață? Este. Da? L-am întâlnit după 15 ani. S-ar putea să nu mai poată să meargă el în pușcărie, s-ar putea să... Da. Bine ar fi să nu mai fie în pușcărie, nu mai. Dar dacă nu mai intre el, tu intri. Și intri și te lasă oamenii, fie enigmaticul din viața oamenilor care schimbă viața complet și viața nouă, viața după chipul lui Iisus. Să te folosească Dumnezeu, frate. Mulțumesc în suflet. Dumnezeu să sprijinească și sperăm ca să fi fost motivator, destul de motivator pentru unii care probabil că stau astăzi și se întreabă oare eu ce să fac. Și probabil că le-ai dat o directivă, o direcție, spune cuiva despre Iisus. Și important. Încă o dată și eu mulțumesc că ai fost cu noi, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Masa și darurile da, că despre voi, mulțumim că ați fost împreună cu noi, așa că încheiem ca de fiecare dată, cum bine știți, până data viitoare, nu lăsați probleme să vă doboare, rămâneți în picioare.